Bun și salutare lume, numele meu este Viper și bine v-am regăsit aici la un nou episod de pe acest canal. După cum puteți vedea, avem aici mouse-ul HyperX Pulse Haze și practic în acest episod o să vorbim despre acest mouse și dacă, după părerea mea, este sau nu un model O mai bun care costă și mai puțin. Deci o să trecem practic printre fiecare dintre toate punctele lui de vânzare și o să vorbim despre fiecare în parte și la final o să vă zic părerea mea despre dacă merită acest mouse și dacă mai merită să-ți iei un glorious model o sau orice alt mouse la uh, ce raport preț-calitate are ăsta, așa că fără nicio altă introducere, hai să trecem direct la treabă. Bun, fraților, începem cu build quality-ul de la acest mouse, el chiar se simte super solid comparat cu uh, alte mouse-uri gen de exemplu Glorious Model o, dacă îl iei așa în mână și îl strângi se simte că e cât de cât ieftin, dar ăsta chiar este făcut să fie foarte, foarte rigid și am eu așa o presimțire că mouse-ul ăsta va supraviețui rage-urilor dar vă dați seama nu într-o măsură în care poți să-l dai de pereți, dar totuși are un build quality care e de apreciat și să zicem clicurile laterale, rotița, butonul de sub rotiță și chiar și clicurile principale chiar sunt de o calitate foarte mare. N-aș putea să zic că se simt premium, dar se simt de parcă nu se vor strica în timp și chiar se simt de parcă te vor ține. Mă rog, o să vorbim un pic mai încolo despre clicuri mai în detaliu, dar ce trebuie să știți este că eu am avut ghinion pe modelul meu și avem o problemă de quality control. Practic, click dreapta meu se apasă mult mai greu decât click stângaul și după ce fac acest review probabil o să merg să returnez mouse pentru că nu vreau să stau cu un mouse care știu că are un defect din fabrică și vă recomand dacă aveți și vă problemă de genul dude, returnați-l nu merită să stați așa cu o problemă când poți să profiți de faptul că poți să returnezi produse gen fără să fie ele stricate pur și simplu așa pentru că nu vreau efectiv să stau cu click dreapta ăsta care se apasă mult mai greu decât click stânga și e extrem de sesizabil și nașpa dar făcând abstracție de acest lucru clicurile se simt foarte bine <laughs> se simt foarte ușor comparate cu clicurile de la MoDelo care sunt foarte greu de apăsat și sunt așa cum să vă zic eu, dacă faci butterfly nu vreau să se simți diferența, dar pur și simplu când faci așa clicuri normale se simt mult mai ușor de apăsat astea de la HyperX, cel puțin click stânga în cazul meu și da, aș putea să văd cum e mai comod, mai ușor să faci jitter click pe mouse-ul pentru că bineînțeles se apasă clicurile mai ușor și poți să poți să faci mai multe CPS-uri teoretic iar cablul fraților este de o calitate chiar mai impresionat foarte mult cablu, mi se pare că este de o calitate mai mare decât cel de la Glorious Modelo, pentru simplul fapt că este mai smooth și pur și simplu se îndoie mai puțin, este, cum să vă zic, eu, un cablu tip șiret, un șiret mai smooth decât șiretul de la Modelo și chiar nu cred că o să ai nicio problemă, gen este cel mai bun cablu de la un, de la orice mouse pe care l-am încercat de-a lungul carierei mele de uh, un jucător de Minecraft și chiar am fost plăcut impresionat de el și piciorușele din nou, uh, astea și astea m-au după cum puteți vedea, mouse-ul ăsta are foarte multe pur și simplu chestii E prea bun frate, uh, piciorușele după cum puteți vedea, o să încerc eu aici să vă arăt, probabil o să fac ceva uh, uh, filmare peste, dar piciorușele sunt destul de uh, ieșite în relief, ceea ce înseamnă că mouse-ul se va mișca foarte smooth pe mousepad, uh, de obicei mouse-urile astea și Model o, și G Pro Superlight-ul au piciorușe stock foarte uh, plate, care o să facă să se miște foarte prost pe mouse pe și trebuie să-ți iei tu piciorușe custom care iar te costă niște bani. E bine, ăsta vine din start cu niște piciorușe care sunt un pic mai ieșite în relief, n-aș putea să zic că sunt la fel de bune ca niște piciorușe custom, dar sunt un pic mai bune decât, de exemplu, piciorușele de la Modelo care sunt aproape plate pe mouse. Și mai vine și un set de piciorușe cu mouse-ul, deci în caz că, să zicem, peste un an tu le uzezi și nu mai sunt așa de, nu, nu se mai simte așa de smooth mouse-ul, poți să schimbi piciorușele și nu ai nicio treabă, continui cu joaca. Și o altă chestie care m-a impresionat este că mouse-ul ăsta vine cu grip tape, practic vine cu patru bucăți de grip tape pentru părțile laterale și pentru ambele clicuri. Astea pentru părți stile laterale ți le pui mai mult ca să ai tu un grip mai bun pe mouse, dar astea pentru clicuri chiar te ajută să faci direct click foarte bine, ce am văzut. Și dacă ești interesat să faci direct click și chestii de genul și vrei oricum să ții grip tape, e bine, ăsta vine cu grip tape inclus pentru prețul lui, ceea ce e foarte bine venit considerând că un grip tape de la Razer costă, cred că peste 50 de lei, deci chiar e mult mai ieftin și chiar am reușit frate să fac niște CPS-uri destul de ca lumea pe uh, mouse-ul dar am reușit și pe modelo. Nu zic că modelou nu poate, gen sunt e o competiție foarte foarte strânsă între cele două mouse-uri. Mă rog, reveni la clicuri strict pentru butterfly click, mi se pare un pic mai complicat să faci butterfly click pe HyperX decât pe Modelo, pentru că, după cum puteți vedea, HyperX-ul are clicurile puțin înguste, nu sunt până la capătul și până la mijlocul mouse-ului, sunt, așa cum să vă zic eu, secțiuni. Când la Modelo sunt mult mai mari și pe Modelo poți să spui mult mai ușor ambele degete, gen pe click stânga, ca să dai un butterfly acolo mult mai rapid dar nu este imposibil pe HyperX, mai ales dacă ai niște mâini mai mici sau ceva de genul sau dacă pur și simplu te pricepi la chestia asta foarte bine, poți să faci Butterfly și pe HyperX, dar pe modelul cel mai probabil o să ai mai multe clicuri pe secundă. Și cred că ultimele lucruri despre care o să vorbim despre acest mouse sunt forma și greutatea, practic este genul ăla de mouse ultra ușor, are cred că 60 de grame, 60 ceva de grame, o să vă pun acum pe ecran că nici nu știu ce exact, dar chiar se simte foarte ușor. Dacă nu mă înșel, e un pic mai ușor decât modelou, dar el este și mai mic decât modelou și practic forma lui, ca să vă fac așa o idee, este un modelou mai scurt, modelou este un pic mai lung la bază. E bine, asta e un pic mai scurt, dar tot este la fel de plat ca modelou, ceea ce după părerea mea îl face un pic în asol pentru palm grip, gen când îți pui toată mâna pe mouse, dar dacă îl ții doar cu degetele, se simte ok, n-ai nicio treabă. Exact de asta prefer mai mult forma modelului, e și mai mare și mi se pare că pot să-mi pun efectiv mâna mai comod pe el, dar și HyperX-ul nu pot să zic că este un mouse incomod. Mă rog, și dacă vrem să ne raportăm la aspect, bineînțeles modelul are RGB și pe margini, este, eu am aici varianta Glossy White, practic modelul e așa făcut să se dea un pic în relief, pe când HyperX-ul mi se pare așa un mouse mult mai simplu, care, pe care l ai și își face treaba și te joci cu el și n-ai nicio treabă. Deci este mult mai discret pe partea de cum arată. Dar asta nu înseamnă nici într-un caz că arată rău, poate pentru unii, gen poate unii chiar preferă uh, stilul ăsta. Dar da, fraților, am vrut să las acest review scurt și la obiect. Practic, după părerea mea, mouse-ul ăsta este un best buy la suma actuală, gen momentan este pe Altex la 200 de lei și pentru banii ăștia vine și cu grip tape, frate, pur și simplu salvezi foarte mulți bani decât dacă te duce pe un mod loc cu piciorușe ca și cu grip tape. Uh, și pur și simplu mi se pare un mouse Cred că este cel mai uh, bun mouse pe care l-aș putea recomanda în momentul actual. Uh, deci, da, fraților, practic ăsta a fost Hyper Exposed Fire haste uh, Dacă v-a plăcut episodul, nu uitați să lăsați un like. Eu am fost Viper și noi ne vom vedea data viitoare. Salut!